sunt la început, vreau să fiu foarte scurt, foarte scurt. Și din presă, din mass media și de la alte partide, mi-au pus mereu întrebarea de ce domnul președinte Dăbuleanu ați făcut adică alături de alt de duci. Foarte simplu. Am spus, am început un protocol de colaborare din toamna anului trecut. Relații de colaborare și atunci lucruri care s-au atins în totalitate cu hotărâri și ne-a ținut fiecare de cuvânt de ce am promis. De asemenea, poziția partidului meu de la Curia Agor și a mea personală, am făcut colaborări cu dâși și ne-am apărut de dâși pentru că, din punctul meu de vedere, este partidul Curia Județeană a Altei, este cea mai serioasă, cea mai credibilă, cea mai cinstită față de celelalte partide din aflate pe ea și la politica județului. În alte ordine de ei, noi susținem, am studiat cu atenție proiectul doamnei candidat și viitorul primar cu siguranță al Anișoara Stăpulescu. Este un proiect corect, făcut cinstit, viabil, puternic, perfectibil, bineînțeles, mai pot să-ți vrea puțin modificări, dar consider că este primul proiect în Craiova care de asemenea vergură și care cu hotărâre vrea să fie pus la aplicare de doamna viitor primar. Vedeți ce să vă spun? Am venit alături de dânsa să susținem în calitatea de la primărie Craiova, având în vedere că și celelalte grupe exmaterializate vrea să facă o anvelopare hotărâtă a lucrurilor din Craiova, să ia cu taură de coarde ca prestii pe stradă unde fac inundații ca sistemul de canalizare să fie modernizat, toți au privit. Iar din punctul nostru de vedere, la ceea ce s-au apropiat că face și sigur va face, nu o face decât să fie, din punctul nostru de vedere, primarul de elită al Craiovei, primarul model pentru Craiova, primarul model pentru România. Succes, doamna candidată! Vă mulțumesc, și încă ceva, fac ocazie, fac apelul către membrii mei ai muncii Craiova, simpatizanți și cotizanți, și față de ce toți cetățenii Craiova să iasă la vot, să voteze adevăratul primar, Anișoara Stăpulescu. Mulțumesc mult! Poziția numărul 1, proiectul de vot. Pe 1, numărul 1. Ideea bună.